și al Sfântului Duh. Amin. Și intrând ei în corabie, s-a potolit furtuna. Iar cei care erau în corabie, i s-au închinat zicând, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, și trecând mare, au venit în pământul Genizaretului. Iubiți credincioși și credincioase, este una din cele mai frumoase minuni pe care le face Mântuitorul în lumea Lui. Spunea cineva foarte frumos că Dumnezeu este foarte smerit și nu poți să te iei cu El de nojițele încălțămintelor sau de cureaua încălțămintelor. Și a întrebat acea persoană de ce și care este motivul. Pentru că Dumnezeu umblă desculț prin creația Lui. Dumnezeu umblă smerit. Dumnezeu n-are nevoie de încălțăminte omenească ca să umble prin cerurile cerurilor. Evanghelia de astăzi face referire la trei lucruri foarte importante pe care trebuie să le avem în viața noastră. Și cea mai importantă virtute este aceea pe care ne-o arată Mântuitorul din primele versete pe care le face în această sfântă și dumnezească Evanghelie zugrăvită de Sfântul Apostol Matei. Cronologic vorbind, lucrurile au stat ceva cam de felul acesta. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ia cu sine pe Petru, pe Ioan și Iacob și le-a și pe Andrei, spun alții, și merg pe muntele Taborului. Acești trei ucenici, Ioan, Iacob și Petru, sunt foarte apropiați de Mântuitorul și ei văd această minune a schimbării la față pe muntele Taborului, o minune care le dă lor de gândit. Și la un moment dat spune ceva de genul acesta Petru, Doamne, bine ne este nouă să fim aici, să facem trei colibe, Ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Gândindu-se că stând acolo, ei vor sta și vor discuta și vor pune, să spunem, toată învățătura cea bună și în sufletele lor, pentru că starea de meditație pe care o trăiau apostolii era nu numai una de bucurie, dar de o fericire intensă despre care vorbește toată învățătura isihastă. Curios lucru este că Mântuitorul nu le răspunde, dar răspunde întregii lumi, pentru că iată noi ne aflăm într-o astfel de colibă. Biserica aceasta este un cort îngăduit de Dumnezeu, în care ne rugăm și urcăm spre Tabor. Și Taborul este Sfântul Potir. Și Dumnezeu a îngăduit să se facă în lumea aceasta mii și milioane de colibe. Unele dintre ele nu mai sunt astăzi, altele sunt refăcute, altele vor să le dărâme. O altă colibă importantă în sensul metaforic al cuvântului este și Sfânta Sofia, care ne-a fost luată nouă, altele ne-au fost dărâmate ca cele din Siria, dar nimeni nu poate să dărâme taina Taborului din biserica noastră ortodoxă, prin care noi împreună cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cu Măicuța Domnului, călătorim spre patria noastră cerească, pentru că noi nu suntem din lumea aceasta. Ne arată și Petru în Evanghelia de astăzi, pentru că el merge puțin pe apă, ceea ce înseamnă că are ceva de la Dumnezeu în el și a putut să stea pe apă până când necredința telurică l-a îngropat în lichidul mării și Mântuitorul l-a scăpat. Coboară Mântuitorul de pe munte, acolo unde face o minune cu un copil care era foarte bolnav. Și acest copil foarte, foarte bolnav era lunatic. Și spune Mântuitorul la un moment dat, acest neam de diavol nu poate să fie vindecat decât numai cu post și cu rugăciune.
Și Mântuitorul aceste minuni le face înainte de florii. Se duce Mântuitorul în pustiu și acolo hrănește atâția oameni, peste 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii. Arată prin lucrul acesta tot faptul că noi nu suntem din lumea aceasta telurică. Omul are nevoie de o hrană și îl ține în pustie mai mult decât putea să țină oricine într-un oraș plin cu hrană. Și acela este Hristos Dumnezeu. Și spune Evanghelia de astăzi că în vremea aceea Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt. Ce înseamnă de la început să înțelegem corabia? Nu este altceva decât biserica lui Hristos. Biserica este făcută din harul lui Dumnezeu. Așa trebuie să înțelegem tot ceea ce este în jurul bisericii, casa bisericii, cine ne ocrotește pe noi de apa păcatului, de nec și de necazuri, este harul lui Dumnezeu, care este tot ajutorul lui Dumnezeu. Și după ce a dat drumul mulțimilor, Iisus a suit în munte ca să se roage în singurătate și când s-a înserat era singur acolo. Aceasta este prima învățătură despre care Mântuitorul ne învață. Să ne retragem și noi și să ne rugăm singuri, pentru că rugăciunea aceasta particulară, cum o numim noi, este foarte importantă pentru mântuirea sufletelor noastre. Noi și Dumnezeu să știe inima noastră și inima noastră să fie pusă înaintea lui Dumnezeu în singurătatea noastră și de aceea o virtute foarte importantă pentru monahism, dar și pentru viața mirenească, este însingurarea după Dumnezeu sau însingurarea cu Dumnezeu. Era acolo o minune în Patericul Egiptean, a venit Ava Amun din pustie după vreo 3-4 ani de meditație și a fost întrebat, Ava, spune-ne un cuvânt. Și Ava spune, fugiți de oameni, stați în singurătate. Ce taină mare este acest lucru! După aceea a fost luat acest Ava să fie dus în fața unor multe mulțimi. Și acelea ascultau un cuvânt și s-a dus Ava și a spus atât. Am zis și am să-i zic. Și a plecat. Și atunci a întrebat ei, oare ce a vrut să ne spună, că n-am înțeles cuvântul său? Și a venit după un timp și a târguit și a spus, lumea aceasta se pierde prin judecată. Omul zice și celălalt zice și de acolo se ceartă, se bat și se omoară și niciunul nu-L mai urmează pe Dumnezeu, nu mai urmează voia lui Dumnezeu. De aceea spune acest călugăr, fugiți de oameni, dar nu spune fugiți de Dumnezeu. Pentru ca să iubești pe oameni, trebuie să-L iubești mai întâi pe Dumnezeu. Sau nu poți spune că-L iubești pe Dumnezeu, după cum spune Sfântul Apostol Ioan, dacă pe fratele tău îl urăști și îl osândești. Evanghelia continuă atât de frumos și spune că Iisus era singur acolo. În vremea aceea, corabia, adică biserica, să înțelegem, era în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus umblând pe mare. Ce frumoasă imagine pe Marea Galilei sau Marea Genizaretului, un lac care, după cum vă spuneam, este sub nivelul Mării Mediterane, cu 240 de metri, iar Marea Martă la minus 404 sau 440 actualmente de metri. Ce înseamnă taina aceasta? Înseamnă că Iisus se plimba pe un lac smerit, dar unde se întâmplau și furtuni. Iar lucrul acesta îl face pe Iisus să vină la ceasul al patrulea, la un ceas de dis de dimineață, deci la ora 3 noaptea,
apostolii erau pe corabie, învăluiți de o furtună și ei li se pare că văd o nălucă pe mare și acela era Iisus Hristos. Ei s-au speriat atât de tare și erau în corabie, erau în biserică, nu aveau încredere nici în ei, nici în corabie, cum și astăzi se întâmplă același fenomen. Oamenii nu mai au încredere în ei, nu mai au încredere în oameni, nu mai au încredere în rude, se sperie unul de altul și se sperie chiar și de comunitatea sau locașul de închinare al bisericii care traversează de aici în Împărăția lui Dumnezeu. Și de frică ei au strigat, dar Iisus le-a vorbit în tată zicându-le, îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Ce cuvânt adevărat spune Mântuitorul ca pe Sinai, altădată când îi spune lui Moise. Moise le întreabă, spune mie ceva despre tine ca să spun oamenilor cine ești. Și atunci Hristos, Dumnezeu, cuvântul îi spune, spune că eu sunt cel ce sunt. Același lucru îl spune pe mare aceasta. Acolo l-a spus în pustiu, aici îl spune în furtună. Știind că biserica va fi până la sfârșitul veacului ca pe un lac în furtună și toți vor vrea să înnece corabia aceasta pe mare. Și spune, eu sunt, îndrăsniți, nu vă temeți. Atunci Petru răspunzând a zis, Doamne, dacă ești Tu, spune, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Iar el a zis cu același cuvânt prin care chema apostolii la propovăduire, vino. Acest cuvânt este atât de important pentru noi cei care ieșim din biserică, să avem curajul să-L propovăduim pe Hristos, dar se vede că de cele mai multe ori Duhul acesta al curajului de a-L propovădui pe Hristos ține foarte, foarte aproape de biserică. Când ne-am depărtat un kilometru sau doi, sau zece cu mașina, noi uităm starea pe care am trăit-o în biserică, așa cum a uitat Petru imediat când a călcat pe apă, a făcut doi pași, a mers pe apă, dar apoi, văzând vântul și tulburarea apelor, neîncrederea l-a cuprins, îndoiala l-a cuprins cu durere multă și s-a scufundat mai să se înnece. Iar Dumnezeu care l-a creat pe om, când Petru trebuie să te vezi pe tine, atunci când nu ai servici, atunci când ai necazuri, atunci când ești ispitat, atunci când ești cufundat în suferințe grele, când ți-a murit copilul sau fiica, când ți-a murit soțul sau soția, atunci simți cum Dumnezeu te ia de mână și te ridică din necazul cel mai mare și îți dai seama că numai Dumnezeu putea să te ridice din necazul acela. Doamne, spune Petru și vede acest lucru și strigă deodată la Dumnezeu, scapă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, izbăvește-mă, Doamne, scapă sufletul meu că mă înnec. Acesta este cuvântul pe care îl spunem și noi de atâtea ori. Doamne, scapă-mă că mor, Doamne, scapă-mă din patul acesta, nu mai pot, Doamne. Și atunci cheamă preotul să mă împărtășească, spune. Se duce preotul, împărtășește și vine familia, spune, părinte, să simte mai bine, nu face nimic preotul, nu face nimic de nici credința noastră, ci Hristos cel care a intrat în el, ca o mână este sfânta împărtășanie a lui Dumnezeu, care îl apucă de suflet și îl trage din ghearele morții și îl scoate afară. Și scoate sufletul din el și dă viață din el din nou. Asta e marea putere a Dumnezeu, ce nu poate să facă nimeni. Aici este o mare pedagogie în această Evanghelie.
Hristos este un pedagog, în mod simbolic, lasă Evanghelia aceasta pentru toată umanitatea, ca să înțelegem că noi suntem ai Lui, ca să ne spună, vino după mine, chiar dacă este apă, chiar dacă e cancer, chiar dacă e pandemie, eu sunt tata tuturor, eu pot să vă ajut pe toți, voi veniți la mine, vino după mine. Și spune Mântuitorului Petru, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și atunci Petru îl ia de mână mai tare el să strângă pe Dumnezeu. Și pe Mântuitorul îl ia pe Petru, fii atent ce face cu el, nu pleacă de lângă corabie, ci îl duce în corabie. Nu vrea să facă exhibiționism din aceasta, nu vrea să facă fachiris, nu vrea să facă yoga, nu vrea să ne arate că el are putere asupra mării, că era mare șmecher, cum se spune în timpul de astăzi. Și el nu face lucrul acesta, iubiți credincioși. El în singurătatea lui ne arată calea. Calea noastră nu este să mergem pe apă. Calea noastră nu este să ne arate că mergem pe Iordan sau prin aer, ci să ne arate cum să stăm în biserică. Asta e taina cea mai mare. Cât de mult poți să rabzi tu în biserică la Sfânta Liturghie? Nu putem să rezistăm o oră jumate la biserică. Două ore nu putem. Apostolii stăteau toată noaptea ca să prindă ceva, să mănânce, că nu le-a dădea nimeni să mănânce. Au văzut minunea lui Hristos cu pâinile și nu a zis, Doamne, fă-ne și nouă pâine să trăim. Nu! Apostolii s-au dus ei să mănânce. Ei s-au dus ca să-L propovăduiască pe Hristos și noaptea pescuiau și munceau și lucrau, cum face și dumneavoastră, fiecare din creștini. Fiecare își câștigă bucata lui de pâine cum știe. Deși Dumnezeu ar putea să ne hrănească pe noi foarte ușor pe toți, dar nu vrea să ne hrănească noi trândăvirea, pofta cea rea, lăcomia, că știe că noi dacă avem mai mult, vrem mai mult și niciodată nu cinstim munca care este binecuvântată de Dumnezeu. Și intrând ei în corabie, s-a potolit furtuna. La cine se referă la ei? La Petru și la Iisus. Și fiți atenți ce spune, cei care erau în corabie s-au închinat zicând, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ce taină mare! Apostolii zic pentru prima dată acest lucru, cum zicem și noi în fiecare liturghie crezul. Cred într-unul Dumnezeu și spunem, și într-unul Fiul lui Dumnezeu născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Toată liturghia este plină de mărturisirea Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Noi nu putem să facem liturghie dacă nu mărturisim că Hristos s-a născut în Betleem, a înviat în Ierusalim și este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu care s-a arătat după înviere. Nu putem să vrășim liturghia fără să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului, care este Fiul lui Dumnezeu. Și vedeți, Hristos intră în corabie și noi mâncăm trupul și sângele Lui. Ce taină mare! Nu ne mai dă mâna Lui ca să ne ridice, ne dă trupul și sângele Lui în biserică și noi nu vedem lucrul acesta. Mai vin vreo 3-4 pandemii ca să ne dăm seama ce tare putere are Dumnezeu. Noi ne frică de un virus de 0,0001%. Dar gândiți-vă, nouă nu ne este frică de Dumnezeu. Deci atât de tare ne este frică nouă și nu cerem ajutorul lui Dumnezeu. Că dacă l-am cere ajutorul lui Dumnezeu din tot sufletul nostru, Dumnezeu ne-ar vindeca pe toți și ne-ar da bucurie. Dar ne lasă Dumnezeu ca în Evanghelia de astăzi în încercare, în primejdie.
Și trecând marea cu corabia, adică cu ce? Cu biserica, au venit la pământul Genezaretului, care spune că era un pământ plin de demonizați. Și acolo, de fapt, de aici începe adevărată luptă a bisericii, cu Genezaretul din noi, când intră Hristos în noi și spune acolo că păcatele cele grele nu sunt cele din afară, ci cele dinăuntru, care sunt lăcomia, răutatea, păcatele grele pe care noi zi de zi le descoperim în sufletul nostru. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să venim după Dumnezeu. Nu vă temeți, acesta este mesajul care ne-l dă Hristos. Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.